În România se fraudează chiar și în numele ANAF. În ultimele 24 de ore ați primit cumva un SMS, cum este cel din imagine, prin care sunteți anunțați că numărul dumneavoastră de telefon este folosit pe internet pentru promovare de servicii sau că ați fi pasibil de pedeapsă pentru evaziune fiscală? Ei bine, nu răspundeți la aceste SMS-uri pentru că nu sunt trimise de reprezentanți ai ANAF. În ultimele 24 de ore, mai mulți români au primit astfel de mesaje text de la acest număr de telefon, însă reprezentanții instituției fiscale îi avertizează pe oameni să nu răspundă la mesaj și nici să nu sune înapoi la acest număr de telefon, deoarece este posibil să fie o fraudă. Organele de anchetă vor fi sesizate pentru a face verificări în acest caz. Agenția Națională de Administrare Fiscală nu transmite SMS-uri contribuabililor pentru a informa cu privire la situația fiscală personală. ANAF transmite SMS-uri doar de la numărul 1300 și numai la solicitarea contribuabilului, dar în care nu sunt transmise informații personale, sume de plată sau alte informații confidențiale. În ultimele 24 de ore, persoane necunoscute au transmis în numele ANAF SMS-uri aparent inofensive, dar care ar putea ascunde o fraudă. Atragem atenția că ANAF nu transmite aceste mesaje, iar contribuabilii, pentru a evita o eventuală pierdere de bani, ar trebui să nu transmită vreun reply sau să acceseze link-uri indicate în mesajele text. Se arată într-un comunicat transmis astăzi de ANAF. Nu este prima dată când în România se practică fraude prin intermediul apelurilor telefonice sau al SMS-urilor. Pe masa procurorilor din toată țara există în cercetare dosare, după ce mai multe persoane au fost prejudiciate prin metoda accidentul, de exemplu. Oamenii legii atrag atenția românilor să nu își transmită telefonic niciun fel de date personale sau conturi bancare, mai ales că nicio instituție a statului nu solicită telefonic furnizarea datelor confidențiale.